Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi e jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit! Bună, Cătălina! Bine v-a regăsit! Nu se termină, oricum nu se termină cu bine povestea cu groapa de gunoi de la Mestecăniș, că e pentru o parte... Ai altă culoare la unghii sau mi se pare ce? Salbastre, nu? Nu. Dar cum, ce culoare? Gri. Gri, dar ieri erau tot așa? Da. Nu, am crezut te lasă, Sorin, te lasă simțul văzului. Nu, dar parcă sunt albastre, deci. Și mă gândeam, dacă tu fiecare zi schimbi culoarea la... sau la două, trei zile schimbi culoarea la unghii, câtă poluare face? Da. Nu, ce... Adevărul adevărat e că așa cum e tehnologia astăzi, schimb odată la lună culoarea unghiilor. Da, știu că sunt ca niște... Ca să fac economie da. Pentru mine deci, și pentru planetă. Tu nu ești poluatare, nu? Ești din aia cu... salvezi planeta. Nu, că are legătură cu ce discutăm da, noi, cu are. Salvatul planetei. Asta cum este, că nici o poveste fără sfârșit și mă gândeam, e tristă. E o poveste tristă pentru că, în primul rând, nu are un cap, ci demonstrează că în România birocrația este extraordinar de mare și statul de drept nu există. Statul de drept e o vorbă, un vânt folosită în... Un clișeu. Un clișeu care este folosit când sunt răfuieli politice, când trebuie să-i bagi pe unul în pârnaie, să scoți pe alții și pe așa ceva. La noi nu este, dacă era stat de drept, acest proces se încheia de mult. Adică vorbim despre o chestiune de interes public, care interesează foarte multă lume. Noi suntem 600.000 de oameni în județul ăsta și avem o singură groapă de gunoi. Legală. Conformă. Legală și legală. Că mai sunt aruncă pe mai malul sunt. Și celelalte au fost făcute legale, parțial, pe anumite... Nu, la momentul ăsta, una, e una. Așa, care de la Moara. Cum, da, la 600 și ceva de mii de locuitori. Da. Și pe o întindere foarte mare. Da? Al doilea județ, Camărime din țară, după Timiș. Și mai e una în proiectul ăsta pe care nu se poate deschide. Și e o hârială de ani de zile. Pe lângă faptul că aia de la Moara s-a deschis când s-a deschis, din N cauze, asta nici măcar nu s-a deschis. Asta este o Românie tristă. Și dacă nu s-ar deschide, ar însemna... Dai bani înapoi. Foarte mulți bani care se apropie cred că de faliment pentru județul ăsta. Sunt zeci de milioane de euro. Da, dar noi suntem niște săraci. Noi vorbim de sume din astea, de săraci, pentru că noi suntem o țară săracă. Și contra tuturor aparențelor. Contra aparențelor. Noi suntem săracă dacă ne vorbim în comparație cu alte state din Uniunea Europeană și nu are rost să vorbim cu marile puteri, pentru că noi suntem o țară săracă. Nu mai trebuie să o lungim. Și toate rapoartele, noi cu Bulgaria la coadă, săracă, în comparații, nu ne comparăm cu, nu știu, cu Kosovo. Nu, adică, nici în partea cealaltă. Nici da. În partea aia la altă. Dar suntem săraci și fudui în același timp. Săraci și fudui. Asta la fudulie nu ne întrece nimeni. Calicui și fudui, da, zice noi, o vorbă românească. Da, bineînțeles. Dar acest caz este uluitor și spune totul despre cum merg lucrurile în țara asta. Birocrație, stat de drept. Existent doar în vorbe. Aici nu mă refer la procesul cu o bucată de pământ. Bun, și acolo ține câte 2-3 ani sau... Mă refer la chestiunile grele. Știi? Și mai e o treabă. Lipsa de... Cum să-i spun eu? Solidaritate? Nu, lipsește cineva. Dom'le, să fie un moderator, un mediator. Dom'le, de atâta timp se hărățesc. Sunt niște oameni nemulțumiți de la Mestecă, nici cu Consiliul Județean. Se târie prin procese, se împing, se fac, apar, vine cu drept la replică și așa mai departe. Dom'le, în loc să se așeze odată la masă, hai mă să vedem care e treaba. Ce avem? La momentul ăsta, să discutăm ce avem. Avem un proiect european care costă 10 de milioane de euro, nu mai știu cât, dacă îl pierdem. Undeva la vreo 80. Dacă îl pierdem, trebuie să dăm bani înapoi și de unde îi dăm, că doar noi luăm de pe lună. N-avem groapă de gunoi, mai e una în județ și mai trebuie încă una. Da? Și nu avem niciun plan pentru când vor fi pline astea. Da, nu, așa. Și nu, mi se pare că la Moara este făcut deja. Și da, na, voi ce vreți, oameni? Care e nemulțumirea? Că nu s-a cu respectat, ai ok, dar am ajuns în punctul ăsta. Hai să cădem la o înțelegere. Bani cheltuiți, energii cheltuite și lucrurile neterminate, da? Și încă o discuție. Doamne, bun, nu e, unde să o punem? O luăm. Dar acum, dacă e făcut-o, unde să o luăm să o punem? Și hai să ne întâlnim la masă, stând de vorbă. Dar pe lângă faptul că e cearta asta la nivelul nostru, sau eu încă n-am aflat cine de la Cluj a făcut plângere.
Asta o dată și apoi cine a participat la dezbaterea aceea publică de la început, da, nu? Care atrage atenția asupra altui lucru făcut de fațadă. Aceste dezbateri, că ții un proiect în dezbatere publică, unde îl ții? Pe spatele unui panou, într-un hol acum, din depozitul primăriei? Dar lasă că nu vreau să ne întoarcem. Hai domnule, să vedem acum ce facem. Deci ce facem? Asta este situația. Bun, să meargă procesul cu cine a greșit, dar hai să-i dăm drumul. Voi aveți nemulțumirea aia cu albine, cu pășuni, cu aia. Hai să vedem. Și încă o chestiune. Eu n-am văzut din partea Consiliului Județean următoarea deschidere. Dom'le, se discută, e o groapă ecologică de gunoi. Lumea își dă cu părerea, cum își dă lumea cu părerea. Că poluați, că faceți, nu știu ce. Ia tu și demonstrează. Dacă poți demonstra că nu poluezi. Cum? Hai, facem zilele porților deschise la groapa Moara. Și merge lumea ca la muzeu. Și întreb, bun, și ce se întâmplă aici? Păi aia face așa, aia așa. Unde se duce mizeria, că așa poluează, nu poluează? Pentru că până acum au trecut niște oameni, au trecut și de pe la Comisia Europeană, cine are banii de pe la Uniunea Europeană să vadă ce s-a făcut, nu? Păi dacă nu s-au făcut lucrurile cum trebuie să plătească cineva, dacă ele s-au făcut anapoda și există temerea, risc de contaminare. Așa discutăm noi doi aici, alții pe Facebook și nu știe alții nimeni despre ce e vorba practic. Dosarul în mai mici dosare, aici ce s-a întâmplat acum e pe un dosar disjuns din dosarul mare. Dar nu vreau să amețez de cap de tot. Da, adică... Aici a dat Consiliul Județean, că noi am dat știrea, și a dat de la Asociația Bucovina Curată, am spus ce au zis ei, și a dat Consiliul Județean și a zis, domnule, noi am câștigat procesele și trebuie să mergem în instanță, că ne obligă legea, că altfel vine Curtea de Conturi și ne ia banii nouă, să dăm în instanță să recuperăm sumele cheltuite la proces. De la cealaltă parte. De la cealaltă parte. Care a pierdut procesul. Da, asta zice Consiliul Județean. Da. În partea altă n-a zis. Nu, dar adică... Partea cealaltă am încercat noi să-l contactăm pe domnul Aristide Maxim. Nu a răspuns la niciunul din numere de telefon pe care le avem. Așa. Iar pe informarea de la Bucovina Curată era alt număr de telefon al altei persoane de la asociație care tot așa nu a răspuns la telefon. Okay. Adică datoria ne-a făcut-o, am încercat. Da, deci chestiunea, hai mă, cum o rezolvăm? Deci, și astăzi l-am avut invitat pe Florin Pintescu, profesorul doctor în istorie, decanul Facultății de Istorie și Geografie. Eu așa, în general, mai sunt interesat și ce se întâmplă în lume. Că de gropile din orașare cine se ocupe, de panseluțe, n-ai descris pe Facebook, din astea sunt destui. Nu mă ocup de așa ceva. Și e un congres al Partidului Comunist Chinez, al 20-lea congres, și China, din câte cred că se știe așa, e o țară destul de mare. Deci vorbeam cu... Se pare că nu mai e cea mai mare ca număr de populație, miliard, să, 400 să fie milioane, ea depășită de India. E pe acolo. Dar nu compari India la dezvoltare cu China. Hai să fim serioși. Nu compari. Ca număr de, de persoane. Da, eu țară, eu zic că eram curios să aflu de la domnul Pintescu. Am discutat despre relațiile româno-chineze care au fost în timpul comunismului. Ne-am adus aminte că am avut și eu tenis chinezești, a avut și domnul Pintescu, stilou chinezesc. Cum era atunci? Cămașă chinezească? Oh, cine are stilou chinezesc în zilele noastre se bucură. Nu știu acum dacă... Se mai importă. Da, da, dar scumpe? Nu, nu neapărat. Okay. Nu, dar în continuare da. Scriu foarte și bine. Și vorbeam despre ce... Domnul și zicea și domnul Pintescu. China, ce tehnologie, ce zăcăminte, ce... investiții în educație, ce investiții în armată, ce... Și am mai vorbit și despre Uniunea Europeană, despre țări din UE, Germania, ce se întâmplă în lumea asta, cu Japonia, Coreea de Sud, cum lumea se dezvoltă cu o viteză uluitoare, cu tehnologii, cu băgați bani în educație, repet, și chestii importante și cum se acum cu miliardele de dolari, cum se mută dintr-o parte, adică se întâmplă în lumea asta ce niște lucruri. Ce preocupări au oamenii în lume, niște da? Lucruri uluitoare. Și noi în România ne căcăim de ani de zile cu un răhățel de gropiță unde să punem gunoiaș. Deci este uluitor. Deci este absolut uluitor. Da, dar și aici tema de la care a pornit această serie de procese
are o componentă foarte atractivă la nivel european și mondial, da. Ecologia. Mă, dar și cu ecologia asta dusă, adică la... suntem într-un fel în rând cu lumea. Dar stai un pic, Cătăina, și aici cu ecologia asta trebuie mai cu frână. Deci mai cu frână, nu cu capul înainte ca să-l batice, că ți-am spus eu ție. Că dacă mergi pe panta asta, jos rochița, eu jos puloverul și ia peșteră cu noi. Eu ți-am spus, dacă vrem ca natura să fie albinele, să zboare liber, să crească iarba de 7 metri... Că se spune că dacă albinele nu vor mai fi și nu vor mai zbura, omenirea nu va mai exista? Dar eu nu știu, așa cu marmotele să iasă seara la plimbare liniștite, să nu vină vreunul beat cu mașina să le calce, cu arici, cu cerbii care o să fie mai mulți, cu căprioarele care o să facă mai mulți pui și natura și florile de colț o să fie multe, multe și capre negre cât vezi cu ochii când ieși din peșteră. Știi, dacă vrem așa, jos rochița și la peșteră cu tine, lasă acasă ceasul, alea, telefonul mobil, oja la peșteră și de acolo îți iei niște frunze de brusturi și seara ieși la vâna de gândăcei, că n-ai voie căprioare, că sunt ocrotite de lege, nici ciori. Corvinus sau Corbus. Dacă mergem pe partea asta, că pe partea asta nu mai e voie și nu mai scoatem niciun minereu, niciun zăcământ, nimica, așa, și dacă nu scoatem niciun zăcământ și aia, nu mai facem nici mașini, nu mai facem nici telefoane mobile, toată lumea la peșteră. Și nu trebuie totuși să ajutăm planeta să se regenereze, ba, da, dacă noi i-am făcut rău planetei? Eu sau sunt de acord. Ciclurile acestea, glaciațiune, interglaciațiune și... Întreabă-l pe domnul Ursu. Contribuie și ajutorul nostru, dar ele sunt niște ere care au mai fost și care vor mai fi, dar noi nu o să fim contemporani cu ele. Ele sunt combinate. Evident că intervenția omului astea ca multe lucruri, asta este evident. Dar nu trebuie să ne talibanizăm. Dacă și nici să dăm, cum spui tu, ochișoare peste cap, să ne facem că dintr-o dată suntem... Hai, mă, și să-mi povestești mie toată ziua că vacile împoluează și de aia să nu mai mănânci carne și să mâncăm toți iarbă. Deci nu vreau să ne talibanizăm. Dacă așa ți-am zis, la peșteră. Mă mai gândesc. Nu prea sunt așa de multe peșteri în zonă. Da, nu. Asta știu, Cătălina. Să-mi las tărâmurile natale în urmă. Nu, auzi, nu știm noi că sunt. E peștera muierii, dar ce fac bărbații? Da. Păi e peștera muieraticilor. Nu, stai un pic. Ele vor fi peșterile, dar nu le-a căutat nimeni pentru că noi huzurim. Stăm în apartamente, stăm la vile, stăm la alea așa, mergem prin cluburi, mergem prin restaurante, nu ne interesează. Sau ne putem troglodi și intrăm sub pământ. Dar bineînțeles, dar mergem la Muzeul Satului și luăm niște modele de acolo. De la Muzeul Satului sunt bordeile unde trăiau românii prin 1800, când... Înainte să vină austrieci, să-i scoată caii din camera în care dormeau. Când era în 1907... Când ai noștri ieșeau din bordeie cu furcile și cu topoarele și cu izmenele rupte în genunchi. E țara aia. Să se bată cu boierii, așa, așa zice boierii, când nici ei nu erau așa bogați, că noi suntem săraci. Deci când ai noștri ieșeau la Flămânz, cum se cheamă, Flămânz. Orașul Flămânz chiar. E oraș? Sigur. Așa cum ar fost avem și noi câteva orașe. Să se răscoale oamenii din Sătui. Da. Deci când în 1907 în România, care încă nu era unită, dar era România, ieșeau din pământ cu coasele și cu topoarele, la Londra lumea intra în pământ, mergea la metrou. Da. Și o diferență, știi? Da, dar în aceeași țară, tot în Anglia, în Regatul Unit, în unele locuri din țară când oamenii coborau în Londra, când coborau să ia metrou, în alte locuri din aceeași țară încă se... ardeau pe rug presupuse vrăjitoare în aceeași țară. Da, nu, dar am dat... Adică se întâmplau lucruri halucinante. Știu. Cătăina, dar nu știu, mai era cu vrăjitoare atunci? Da, mai era cu vrăjitoare. Nu, dar mie imaginea asta ultimele îmi place vrăjitoare că... se ardeau pe rug cam când exista metrou în loc. Acum vrei să spunem cum era în state, cum, cu negri și cu Ku Klux Klan și în 1920 cum îi prindea și era justiția făcută de cetățenii albi și la negri le lua gâtul. Și cum mergeau în 1800-1900, mergeau în bar, împușca, pac, venea, na, nu era niciun proces, fiecare își făcea dreptate. Adică nu, sălbăticie peste toată lumea a fost și încă este. Dar cu ce spuneai tu cu
ecologia. Cu ecologia, da, domnule, trebuie, dar cu limită. Eu am fost uluit când am văzut două fete de la nu știu ce organizație, când au dat, au mers într-un muzeu, nu știu, în care într-un tablou de Van Gogh, au dat cu supă. Bine, că era protejat cu sticlă. Bun, eu înțeleg. Bă, da. De ce? Pentru că când era ecologist? Ceva o cutie de supă, nu știu de ce au dat. N-am înțeles prea bine. Am văzut și am dat mai departe că m-am enervat. Adică, stai un pic. Eu cred că trebuie să... Și te-ai dus la Van Gogh. Știi? Dacă n-ar mai fi dat sistemul medical din Marea Britanie, sau nu știu, parcă Marea Britanie a fost, bani să-ți pui ureche când ți-o tai, atunci da, mergeai la Van Gogh. El era cu urechea tăiată, nu? Deci ce avea tabloul ăla cu supă aia asta, nu știu, cu supă? Tot de ecologiste erau. Excesele dăunează grav sănătății. De aia spun către noi, știi? A noastră și a planetei. Și adică tot vedem numai că poradat, așa s-a ajuns, că așa a evoluat lumea. De aia ai mașină, ai mobilă, ai haine, ai spray, ai apă caldă, ai... Pentru că trebuie să-i plătești ceva. Că s-au extins localitățile până în pădure și vine ursul pe acolo și aia, e pe riscul tău. Că ți-ai făcut casă în mijlocul apei și când vine inundația, ți-a casa, aia e. Știi? Dar natura ea se răzbună pe excesele astea. Dar nu trebuie acum să ne... Și noi discutăm în România. Mă, de parcă noi în România suntem mari consumatori, noi suntem mari. Nu, Sorin, dar noi, știi? În România încă mai avem acele fânețe care sunt unice în Europa, da, acele soiuri de plante care... Dar știi de ce ai încă fânețele? Că pasc vacile. Păi asta când dată nu mai ai nicio vacă și nu o să mai pască și nu mai ține nimeni fânețe. Pentru ce să mai ții vacă? Pentru ce? Păi în România importă lapte. Mare parte importă lapte. Porcii importi. Vreți dau nume de mare meseriaș din ceva care vinde la miliarde kilograme de salam pe la târgu produs în Bucovina, de la fundul Moldovei, parcă nu-i dau numele, care vinde la niște prețuri nesimțite la produs în Bucovina și în general, și care aduce carne de pe nu știu unde și mai lucra pe la nu știu unde, făcea preparate și zicea că sunt făcute în casă sau... Despre ce vorbim? Și de-aia mai ai pagini. Adică astea sunt comportamente care nu sunt ecologice. Da. Minciuna printre ele. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.